Oare cum se vor termina anii 90? Ca un thriller, ca un film cu gangsteri, ca o comedie neagră sau ca o telenovelă? Dintr-o zi de 20 decembrie 1946, ți se trage fascinația pentru un film precum O viață minunată, filmul în care revizuirea unei vieți nefericite devine motivul unui Crăciun plin de căldură, atunci când îți dai seama câtă lumină poate să aducă un om. Poate să ți se pară un pic patetic, dar uite că este natural să simți și lucruri din astea, iar din punctul ăsta de vedere, nici măcar nu e nevoie să mergi prea departe. Este în sfârșit tradus în română romanul care l-a făcut celebru pe Gheorghe Gospodinov în Bulgaria în deceniile recente și în Europa. Și când vezi cum se întâlnește literatura cea mai amețitoare cu detaliile culturale din care sunt alcătuite și poveștile pe care le spui tu cunoscuților tăi, îți dai seama de ce e așa. Lipsea doar televizorul.